Dacă într-o zi ca aceasta Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, după care a intrat în templu și mulțimea de acolo striga Osana, cred că nu este greșit să strigăm și în această dimineață Osana. Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Și dacă Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, avem această certitudine din Sfânta Carte, din Biblia, că Iisus Hristos este și în mijlocul nostru. Amin. Iisus Hristos a intrat și în templul nostru în această dimineață. Fie simțită prezența Lui din lumea noastră. Amin. Aș dori să dau citire la trei versete din Cartea Sfântă, din Psalmul 5, pentru ora de rugăciune. O rugăciune a împăratului David. O rugăciune care a făcut-o împăratul David într-o vreme foarte critică. Și spunea el în primele trei versete din Psalmul 5, pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinurile mele. Ia aminte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog. Doamne, auzi-mi glasul dimineața, dimineața eu mă îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Împăratul David aștepta ceva din mâna Domnului. Împăratul David aștepta ceva din mâna celui ce totul poate. Glorie Domnului! Amin. Întrebarea noastră se pune în această dimineață. Ce așteptăm noi în această dimineață? Ca și împăratul David, ne îndreptăm rugăciunile dimineața, la miaz, probabil seara, și așteptăm. Întrebarea se pune, ce așteptăm din mâna Domnului? Ce aștepți în această dimineață din mâna Domnului? Ce aștepți din mâna Celui ce totul poate? Zacheu, într-o îmbelșugare, aștepta pe Iisus Hristos să-L vadă. S-a urcat undeva în condut și l-a așteptat acolo să-L vadă și Domnul Iisus Hristos s-a oprit în dreptul Lui și a spus, astăzi vreau să intru în casa ta. Fie răspunsul acesta să-L dea Iisus Hristos pentru unul fiecare în parte, că te-l caută și l-așteaptă din toată inima. Astăzi Iisus Hristos să intre în casa noastră. Și el să rezolve problemele. Într-o împrejurare, orbul Bartimeu aștepta și el ceva. Și l-a întrebat Domnul Iisus Hristos, ce vrei să-ți fac? El a răspuns, rabunii, să-mi capăt vederea. Du-te, facă-se după credința ta. Iisus Hristos probabil va spune în această dimineață, du-te, facă-se după credința ta. Și îndată orbul și-a căpătat vederea. Nu știu ce aștepți în această dimineață din mâna Domnului. Iisus Hristos a spus, cine mă caută din toată inima, îi voi răspunde, mă va găsi. Și El, găsim scris că ce împlinește dorințele celor care se tem de El. Așteptarea nu este plăcută de multe ori pentru unul fiecare, pentru noi. Parcă trăim într-o așteptare, însă ce așteptăm este important, ce așteptăm, care sunt prioritățile așteptării noastre în fiecare zi. Așteptările sunt de mai multe feluri. Spunea Ieremia în plângerile sale, bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. La fel, Iov trecea printr-o suferință crâncenă și prietenul său Elihu îl încuraja și îl întâlna și spunea, Iov, chiar dacă zici că nu-L vezi pe Dumnezeu, chiar dacă zici că nu-L auzi, totuși să știi că pricina ta este înaintea Lui, așteaptă. Nu descuraja. Așteaptă răspunsul Domnului că cel va veni negreșit. La fel că simți scris în cartea Proverbelor, căci așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie. Fie ca așteptarea noastră să fie după voia Lui Dumnezeu și există niște priorități în așteptare, după cum am spus, noi trebuie să așteptăm răspunsul Domnului la problemele noastre, însă mai mult decât atât, există o prioritate în așteptare și această prioritate în așteptare o găsim scrisă în cartea Galatenilor, capitolul 5, cu versetul 5, care spune, noi așteptăm, căci noi prin Duhul așteptăm, prin credință, nădejdea neprihănirii. Mai mult decât orice așteptare, mai mult decât orice problemă personală, orice interes personal am avea noi în această dimineață, noi trebuie să așteptăm nădejdea neprihănirii. Doamne, ajută-ne în aceasta. Dacă până aici am așteptat mai mult lucruri personale, lucruri care ne privesc pe noi mai mult, familiile noastre, interesele noastre personale, fie ca în această dimineață să ne rugăm, Doamne,
Vrem să ne cerem iertare înaintea Ta dacă am avut alte așteptări, alte priorități mai importante decât așteptarea neprihănirii. Vrem în această dimineață să cerem iertare și să facem această rugăciune, rugăciune de mărturisire, rugăciune de iertare înaintea Domnului și să ne rugăm acest sens, Doamne, vrem ca să ne restabilim prioritățile așteptării noastre. Vrem ca așteptarea noastră numărul 1, prioritatea noastră numărul 1 să fie împărăția Ta, venirea Ta, făgăduința Ta, care Tu ne-ai spus că vei veni pe norii cerului și să te așteptăm pe Tine mai mult decât orice altceva. Voi vin dar să vă ridicați pe picioare și aș dori să mă dau citire din cartea lui Petru, din 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 11 la 14, care spune așa, deci fiindcă toate aceste lucruri ar să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse se vor topi și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Amin. Amin. Mergem în rugăciune înainte, Domnului.